Vă salut! O zi bună să aveți! De data asta, doar așa o mică plimbare în pădure, după bureți sau ciuperci, cum spun unii. Ar cam fi vremea lor, nu prea o plouă, cam puțină ploaie. La Bureste trebuie ploaie. N-am mai postat de mult pentru că n-am mai fost. Timpul nu permite chiar atâta cât aș vrea. Dacă ar fi după mine, poate că aș avea câte o postare în fiecare săptămână. Da, asta e viața. Cred că vă dați seama că nu trăiesc din YouTube, din postări. Am alte lucruri care trebuie să le fac. Dar am zis că așa un pic să vă mai aduceți aminte că există și canalul ăsta. Și dacă tot am plecat după bureți, așa, sper că m-ați văzut. E răcoare, sunt ceva țânțari. Ar fi frumos dacă am găsit măcar un bureț așa împreună. Auși. E țânțari atacă. Ori nu sunt, ori a fost altcineva și se văd urme. Dacă a fost cineva și ar fi cules înaintea mea, se văd urme, cozi tăiate. Eu sunt scormon. Ia uitați. Pământul e uscat. Pământul e uscat și dacă pământul e uscat, slabe șanse de bureți. Aici a fost cineva. Dacă se curea la rădăcina pomului. Pădurea e frumoasă, uitați, e frumos, e răcoare, dacă n-ar fi țânțare, ar fi totul ok. Dacă tot, ca să nu vă plictisiți, haideți să vă spun despre planurile de viitor. Ma, planurile să fac, nu întotdeauna reușesc, dar știți cum e vorba, trăim cu speranță. Luna asta cred că nimic. Cam prea ocupată. Dar pe luna august, deci pe luna august aș vrea să fac o coborâre cu Pluta pe Mureș. Nu știu exact de unde, cât de sus îmi pot permite. Nu chiar de la izvoarele Mureșului, că nu merge Pluta, că e prea mic. Dar să
ajung undeva, eu știu, în județul Mureș, Alba. Nu știu încă, trebuie să mai studiez. Cu ce găsim pe malul Mureșului, că nu o să mergem cu carlinga, cu cherestea de acasă, dar cu ce găsim pe malul Mureșului, să facem o plută, niște lemne legate cu sfoară, în fine, ceva cu care să putem coborâ, să ajungem acasă, ar fi frumos. Asta e unul dintre planuri, cu pluta pe Mureș. Bun, trebuie să fiu un pic dus cu pluta ca să te aventurezi la așa ceva, dar nu e ceva chiar complicat, chiar sofisticat. Dar până mergem cu pluta căutăm bureți și nu găsim chiar nimic. Cam atât aici, cred că mă mai duc într-o zonă, dacă nici acolo nu-i nimic. Și am vrut să vă mai spun de un plan. Ah, da, ar mai fi un plan așa de, știu, de parcurs, o zonă de câțiva zeci de kilometri pe jos, prin pădure. Și să mă duc undeva într-o localitate, să mă duc eu sau să mă ducă cineva cu mașină. Am ajuns la șosea, dar și asta e una dintre misiunile planificate. Mă ducă cineva la câțiva zeci buni de kilometri și de acolo, fără să mergem pe șosea, fără să mergem prin localități, să venim acasă, să dormim o noapte, două în pădure, cu ce putem, cu ce ne descurcăm. Vă las acum, mă duc să mai caut o locație de burez, dacă nu, Domnul cu voi. Am mutat locul, deși se pare că aceeași situație, dar o să mai umblu puțin, ca mai vedeți și voi pădurea. Poate găsim împreună. Păsărică. Poate găsim împreună câteva ciupercuțe. Nu sunt nici măcar din aia bureți nebuni, cum se zice, nici din aia nebuni nu sunt. Dacă ar fi nebuni, ar fi un semn că totuși sunt șanse și din ăștia buni comestibili, dar daună totală, ce se spune, daună totală cu bureții. O plimbare în pădure nu strică.